La Sofia, duminică, s-a vorbit românește. Peste 400 de fani a avut Simona Halep în finala cu Stosur. Printre ei, Ilie Năstase a ajuns chiar înainte de meci. În felul cum joacă acum, nu puteam decât să venim în număr mare și am venit vreo 3-4 mașini. Ai avut emoții să-l vezi pe Ilie Năstase acolo, în spate? Am avut, dar la începutul meciului, câteva game-uri, după aceea mi-am zis că trebuie să-mi văd de meci. Simona s-a simțit ca acasă la Sofia. Niciodată un român nu a avut atâția suporteri în deplasare, poate nici măcar naționala de fotbal. Ministrul sportului, Nicolae Bănici, și președintele Federației George Cosac nu au lipsit de la momentul de vârf al Simonei Halep. M-au susținut incredibil și vreau să le mulțumesc din suflet. Cu părinții și fratele în tribună, lângă managerul Virginia Ruzic și antrenorul Adrian Marcu, Halep nu avea cum să rateze ultimul mare meci al sezonului și al șaselea trofeu pentru ea în 2013. Ne fac să visăm, vrem un turneu de mare șlem acum. Voi face tot ce pot, voi munci și mă voi gândi la acest vis, poate într-o zi se va realiza. Este sportivul anului, mai ales că performanțele sunt, ce să zic, o surpriză extraordinară pentru România. Nu noi trebuie să o desemnăm, s-a desemnat singură, practic. O, am zis încă de acum câteva luni că după Australian Open va fi în primele 10. Nu mă așteptam să aibă un an atât de strălucitor, dar a fost impresionant.